Na. Am vorbit singur, 10 minute am vorbit singur. Am pus stativul și am uitat să dau drumul la plaie. Băga mi-aș piciorul în capul meu. 10 minute am vorbit singur. Oh, ce să zic acum? Da, vă zic cam din nou ce am făcut. Deci, de 40 de minute mă chinui să ies afară din oraș. Acum mă îndrept spre Fiumara, următorul oraș care e în fața mea, e Fiumara. După cum vedeți, ăsta e orașul. M-am dus lângă bordură, lângă geamandură. Plajele toate goale, toate plajele goale. Doar angajații sunt. Doar angajații, fraților, gata, s-a terminat manevra. Uitați aici, palmieri, mâncavași, în linie, așezați, cum vrei tu să-i vezi, ia. Și dacă punctul ăsta în linie, vezi, ăștia au fost așezați, frate, cu bolobocul. Bolobocul și cu ața și cu combinațiile, dacă ne băgăm mai încolo. Ăsta-i drumul care merge la Fiumara. Ăsta-i drumul, trebuie să ajung neapărat până la Fiumara. Mi-a dat undeva la 10-12 km mi-a dat până la Fiumara, de la locația unde am fost eu, vă dați seama, de acolo. Am fost în cealaltă capăt de... Deci la intrare, la intrare în oraș, acolo și zona aia turistică. Dar acolo intrare la oraș, zona turistică și... Mamă, ce faleză lungă, așa faleză lungă n-am văzut în viața mea. Deci aproape de o jumătate de oră umblu pe aia. Mă duc mai departe și încă, uitați. Încă mai am cel puțin o jumătate de oră. Deci ăsta mere, eu îl văd mult mai în lac, nu știu cum se vede pe cameră. Da. Merem. Plaja e goală. Plaja e goală. Deci asta e plaja publică. E curată, dar e goală. Gata, băieți, s-a terminat manevra. Am dat drumul la plaje. Când am venit, când am început traseul, m-am dus la fiecare plajă și le-am zis, băieți, deschideți, că am văzut turiștii în spatele meu, sunt pregătiți, au bani și vin. O auzit repede, pac, placaje, repede, le vopsit în nap, 5 euro cafeaua. Da, acum, acasă, băieții, ce ați făcut acum? Aia să mâncați, fraților, la vară. Ați o bagabonț, mi-ați dat 2 euro pe un litru de apă, mi-ați luat. Bagabonților, nicio problemă, că nicio problemă. Da, ăsta e story numărul 4, cum ar veni, pe ziua de astăzi. Am filmat două orașe, Beret. Am filmat de două ori, că m-am băgat într-o biserică. Am văzut că stă bă la să închide, am fugit repede înăuntru cu Mr. Father, m-a întrebat că de unde vin. I-am răspuns exact la ceea ce m-a întrebat. M-am zis că din Anglia. Nu m-a întrebat de unde sunt, m-a întrebat de unde vin. Și am spus că din Anglia și tot încerca să intre să spună ceva. Tot încerca, dar vedea că eu vorbesc în cameră și gândea că vorbesc cu cineva. Tot încerca să vină și m-a salvat doi clienți că o refuzat să mai vină la mine. O refuzat. Eu am filmat și am plecat, tati. Eu de-aia nu prea mă bag eu pe biserici, pe cerute, că știu eu ce biserici. Știu eu ce-s bisericile. Mă, fraților, foarte multe biserici am fost și... Nu știu, fraților, dar... Eu nu sunt ok cu Mr. Father, ăștia. Nu sunt ok, nu sunt așa mulțumit de ei. Ei doar slujesc biserica. Biserica, adică să aibă salari de acolo, dar nu înseamnă că slujesc Cuvântul lui Dumnezeu. No. Ei nu știu, ei caută alte chestii și... Nu știu, nu vreau să vorbesc despre ei, dar... Vreau să rămână așa în moarte discuția asta, eu nu mă rezonez cu ei, le respect pentru meseria lor, ce fac, ce nu fac și e treaba lor, dar eu sunt de parte de discuția lor. Da, după cum vedem, încă tot e capul meu, mamă, dar ce plajă, păi tu stai seama ce-a fost aia vara, fai de capul meu, orașul ăsta cât e de mare, uitați aici. Nu am fost întâlnit, am fost numai centru istoric, nu m-am băgat eu până în el. A ce să mă bag în el? M-am băgat așa cât de când la început. Și am văzut acolo, mamă, strâns, aglomerații, mașini, nebuneală, na.
am ieșit afară, m-am dus la castel, am uitat pe GPS unde e centru istoric, da? Mi-o cam dat de dorit centru istoric de aici. Nu mi-a prea plăcut. Eu sunt genul pe față, spun pe față. Nu prea mi-a plăcut centru istoric. Nu, a fost prea... A fost să nu-și căscăși asta. Zic căscăși, mâncați a sufletul tău. Zic căscăși, mă. Ce corazi ăsta? Ai, țigări. Cum trebuie să... Trebuie să fumezi așa ceva. Pui ei deasupra și eu unde trage sărăcie. Habar n-a ce este. No, lasă-l înapoi acolo. Am găsit căscăși din alea șmeche. Am o grămadă de căști. Am vreo 5 perechi de căști. N-ascult muzica. N-ascult muzica, fraților, că... Când mă duc pe munți, da. Când mă duc pe munți, pe dealuri, ascult muzica. Dar pe trafic, nu. Pe orașe, nu, n-ascult muzica. După aia nu mă aud gălăgia, nu mă aud mișcările care sunt spatele meu, care sunt lângă mine, știi? Reacțiile, trebuie să simt reacțiile oamenilor. Nu, nu ascult muzica. N-am ascultat și boxa, nici n-am mai dat drumul de mult. Când ești pe dealuri, pe câmpuri, singur, pe stradă, dau drumul la boxă. Până atunci, mai avem până în nord. Da, pe cum vedeți, băieți, eu tot plec. Te lăsă spate copaci, vedeți, iarbă, adică iarbă, zi, plajă și multă, multă. Mamă, cât e de mare plajă. Păi aici era plin, mă, plin, plin, plin. Da. Aici trage linia cu manevrele. Mamă, până la Fiumara am. Nu văd nici un indicator, deja că nu Folgia, Margarita, Gâsâle, acolo mă duc, da, la Margarita. Iată pe drumul ăla. Margarita, Gâsâle, acolo trebuie să mă duc eu, mă. Da, așa, ceva nimic. Dar nu pot, dar pot să mă duc și pe aici, dar rupe, undeva trebuie să rupe plajă în dreapta, n-ai cum să merg, mă așa să blocheze drumul în față, n-ai cum. Nu-i mai șmecherie atunci. Da, cam asta e problema, băieți. Asta e story number 4-a filmare pe ziua de azi, 15 septembrie. Abar n-am bine de astăzi. Azi sunt pe bani, băieții. Gata, să sunteți pe bani, vagabonților. Asta sunteți pe... Păi... Zi... Pe grătare, pe treburi, pe discoteci, pe cluburi și unii dintre voi pe păcănele. Unul din cauza asta am ieșit, mi-a zis Mircea, Mircea, dă-mi blog, Mircea, că s-a simțit că am vorbit de el. O să am vorbit de el, legat de păcănele. De parcă eu îl cunoșteam eu pe el. De parcă eu îl cunoșteam pe el, că el e păcănitor. Am povestit ceva legat din niște păcăni, păcănele și... S-a simțit unul și, bă, Mircea... Vreau să căl știu, m-a interesat, i-am dat și bloc, de asta au vrut, i-am dat. Am zis, nicio problemă, frate, trebuie să rezolvă, frate. I-am dat bloc, la revedere. Da, cam asta e problema, băieți. Mergem la Fiumara, cam asta a fost pe Bertola asta, pe când nici cum s-a numit orașul ăsta, Bertola. Sincer să fiu, nu mi-a plăcut, nu. No. Am intrat și pe oraș, așa un pic din mare, m-am băgat și pe centru istoric, nu. Nu mi-a plăcut, ca celelalte orașe din spate, toate au fost bestiale, toate au fost bestiale. Aici n-am avut nimica, n-am avut nimica aproape. Am uitat în, acolo ce am filmat în orașul ăsta, muzeul ăla de arme și armuri. Că cam asta a fost, arme și armuri au fost. Și scuturi și ce au fost, că eu așa și-am spus că aici mai degrabă a fost un centru militar, la cetatea ce am filmat-o pe a doua parte. Un centru militar, o pușcărie sau ceva legat, că nu mi s-o părut mie ca cetate de front, mai ales că nu avea nici biserică, toate cetățile au biserică. Nu există o cetate să nu aibă o biserică în mijlocul cetății, asta nu a avut niciuna, au fost înconjurat, o pușcărie după mine. Da, dar nicio problemă, cam asta e, băieții, noi mergem mai departe și cam asta e să nu fie așa lungă, pentru că e și plictisitoare. Pe cum vedeți, plaja încă e goală, fiindcă tot mă duc, tot mă zice, asta deja se închide, ia. Asta deja se închide, aia se închide, deci acum băieții și-au tălpășița și încet, încet, că mi-a zis mie ăla, bă, vezi cât te găsești acum, zic mie nu-mi trebuie absolut nimica, nu trebuie să găsesc eu nimica, am zis mie nu-mi trebuie nimic, eu ce am în geantă, eu și dacă găsesc pături și altceva, nu le iau, trebuie să le speli, nu, unde le spăl eu păturile?
Nu, nu, nu trebuie absolut nimic, nu trebuie nici pături, nici nimic, absolut nimic nu trebuie. Nimic, nici un băț, nimic, nici o agrafă nu trebuie. Da, cam asta e problema, băieți, noi venim, tot venim. Ați zis, plus că am mai vorbit încă vreo 10-15 minute singur. Deci, eu de-o vin de 25 de minute numai pe bulevardul ăsta. De 25 de minute și încă mai am mult, 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 că deja, aproape că deja văd vârția. Deci aici mă mai duc cel puțin o jumătate de oră. Și pe puțin o jumătate de oră mă duc. Oi, 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 oi. Cred că am impresia că acum ies în oraș, că văd că sunt cam gata casele, da. Da, acum văd că ies în oraș, că aici sunt cam gata casele pe partea asta, adică pe partea orașului. Deja începe pe partea aia altă ceva pădurice, ceva ziduri, da, cam aici se rupe să termin orașul pe partea asta. Dar faleza continuă, după cum vedeți, gol. Mere televizorul, nicio problemă. Gol. Vedeți? Ce Dumnezeu e asta? Bă, dimineața, apropo, dimineața când m-am trezit, mâncat la sufletul vostru, vă jur, mă. Mă, îmi fac patul, îmi fac patul, după ce am închis life-ul, că în spatele life-ului. E un pachet de tabac, mă, nu cred. Am văzut așa că, încă se dea așa un flas, zic, mă, ăsta n-are cum să fie un flac cu aer. Înțeleg? Mă, uit aproape plin, jumate. Și foiță și tă, de exact lângă stativ. Nu știu cum, aseară nu ne-am văzut, nu, normal că nu ne-am văzut, aseară cu funoptie. Păi exact lângă geantă, nu uit să cred. Tabac găsesc, tabac, tabac găsesc, vezi, 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 vezi. Am găsit într-o săptămână cel puțin 3 tabacuri, într-o săptămână. Dar de multe ori e prea uscat, știi, și nu poți să-l fumezi până la capăt, că îi stă de mult timp până îl găsești și se uscă dacă nu poți să-l fumezi. Da, să lăsăm asta, băieții. Noi mergem în continuare. Ăsta e drumul nostru. Și, după cum vedeți, eu am de mădus, deci am de mădus mult. Mult. Mult, mult, mult. Am așa din instinct, mai. Am găsit că e 50 de cenți, un euro, mai clipesc, că le vezi. Le pierd ăștia, pe sub bănci, pe manevre, mă mai uit așa din instinct. A, nu, că îți dai seama, nu mă uit în aer, mă duc, mă uit în aer, mă uit până la picioare. Da, dar oricum, cam asta e problema. Ăsta e life-ul, băiatul a venit cu butoiul. Ăștia fac pare că dorm aici undeva afară. Așa-s băieții care lucră pe la plajă, mi-a și zis că e când termină sezonul, îi pleacă acasă. Că când termină sezonul, îi pleacă acasă, că ei n-au ce să facă aici. E normal. Aici, ce să faci aici? Da, poveste lungă și mult de mult. Mamă, cât am de mărți, mâncați la sufletul. Tot am mă duc în manoajul. Băieți. Nu mai zic ce pe partea alaltă. Dacă țin așa, da, cam asta e manevra. Să nu zici că seara nu. Da, asta e manevra. Mă duc mai departe, merg spre Fiumara, să văd la cât ajung, să văd la cât fac ruta. Fac ruta să văd cam câți kilometri de până la următorul oraș. Dacă mă încadrez până la ora 8, am plecat. Am plecat, frate, că mai ales dacă am și mamă, mi-am dat și drumul și la ăsta și plec și am terminat și orașul. Orașul ăla nu cred că l-am prea mult de filmat, că e mic, l-am văzut că e film, el alt oraș, Margarita, nu știu cum, ăla e mare. Fac pare că și după nume acolo, nu știu ceva. Mai ales aici și statuia aia, Mâncava, sufletul vostru, din secolul 5, în anul 500. Vă dați seama, din anul 500 după Iisus, fucking shit, am 1500 de ani. Era bronzul ăla acolo, că era din bronza aia. Vă-ți dați seama cum se uitat alți oameni la el? Nu puneau mâna, că ăsta era undeva sus, pe stâlpuri, înalte. Vă-ți dați seama cum se uitau oamenii la el și 5 metri. Și am pus mâna pe el. Chiar m-am simțit. M-am zis și ok când am văzut armele alea și cui, băi, și acolo frumos. Pușcăria aia, că aia a fost pușcărie. Am stat pe jos în beci, acolo mărg gunoaiele alea de care te comentează urât. Ăștia voi, ăștia care comentați urât. Și vă uitați la mine acum. Mizerilor.
Mizerile. Mizerile care comentează ruși și sovraznici. Acolo vin eu. Acolo, în filmarea aia. Ei, pe pământ e boierime acolo. E cealaltă lume. În loc de apă e altceva acolo. Da, să lăsăm asta. Merem mai departe, băieți. Asta e povestea. Merem mai departe. E o poveste foarte lungă de spus în privința asta, așa că să lăsăm. Că s-au obișnuit ei cu alea. S-au obișnuit cu lumea lor, s-au obișnuit. Da. Uitați, nu uitați. Nu uitați-vă în spate, că v-ați uitat. Da, băieți, cam asta e tot. Ne auzim la următorul live, mai exact, în Fiumara, sau am văzut ceva acolo, ceva mă despărțește niște ape și să văd, poate că o să filmez și acolo, că am văzut niște ape, drumul și apă și pe dreapta și pe stânga. Probabil că acolo se mai dau o manevră. Până atunci, băieți, v-am pupat, ne auzim următorul video. Și că am zis, mamă, mamă, mai e mult, mă mâncați asupra.